Început să urcăm, e ora 10 și 30 de minute de la Bâlea. Nu se vede nimic, doar ploaia e cu noi și pelerinel. Sperăm că o să apară soarele. Și după 20 de minute am ajuns în Șișea și au domnului sau fereastra Bâlii, cum îi mai zice. Avem și un indicator aici. Aici ne oprim. Un indicator care zice așa: Bâlea Cascadă, Cabana Bâlea. Da, s-au ajuns și ei, văd. Hai că-i dau drumul acum. Încolo, tot pe ploaie. Poate că nu ne prindem poza. Ba da, pentru că vă filmez. Vă filmez pe toți. Vă filmez pe toți, am timp o oră și ceva, două, cât ține filmul. Production. Cu de-al film production, a? Da, marca registrată. Da, hai să socializăm jos. Da. Ce e aici? Ce se vede? Ce se vede? Muntele, nu vezi imediat s-a așezat ceață, n-ai văzut atunci? Repere, mă refer. Acolo oamenii, unde sunt cei acolo? Ăia sunt HSS. Da, da. Atunci, în, acum două săptămâni. Da, da. Da. Ai văzut că pe lângă zăpadă? S-a topit repede, da. Avem o trecătoare mai alunecoasă. Bravo! Forța! Se vede după negoirea. Suntem pe costura Paltinului. E... Sunt și cabluri. Atenție. Suntem în traseu de la Bâlea spre Negoiu. Sunt lanțuri. Costura Paltinului. Și ei. Stai să cum uit. Ușor aici, dacă e un lanț, să vă țineți de lanț. Tura. Da, da, da. Păi trebuie să ajungem în șaua lăițelului. De acolo se urcă lăițelul. De acolo urcă interesant. Deocamdată suntem pe costura asta. Care e super. Care e super. Ui. Unde e colega cu zăpada? Este ora 12. Am mai lăsat ploaie. Sunt mai nori acum. Și ceață. Dacă e după ei, eu cam așa că am nevoie de chiar. Stăm lângă vârfulaița. Stați un pic pe loc să vină toată lumea. Încă n-am mișcat după costură. Mergem de câte ore? De aproape două ore mergem. Știți că mergem de două ore? Din cele patru de urcat, nu? Da. Sau cinci? Sau cinci? Suntem pe lăițel. Acum mergem sus. Ninge. Uitați-vă cum. În locul ploii, e o măzăriche. Hai sus, ia vârf. Și după... După două ore și un sfert, ajunsărăm pe vârful lăițel. E ultima parte aici. Aici e vârful.
pe-s colegii mei. Cu soare se pare. Că după când ne-a plouat până aici. Cum suntem? Cum suntem? Am fofolit. Da, cum e frumos. Încep să coborăm după Leițel. Încă suntem uzi pe rucsac de la ploaia care și pietrele sunt tude și alunecoase și că mai e. Hai pui-l, ieși. Păi dacă te-ai făcut ita mai găliganu. E, nu. Probabil ai făcut în urcare, domnul puiu. Nu, urcare și în coborâna. Da. Coborâm Leițelul. Suntem în peștia stătător, că așa-i Pietrus e. Nu se vede pe mine. Să cobor așa să vedeți cum este. Unde pot, unde nu mai pot. Băgăm telefonul în buzunar. Nu ne rischie. Să stați mai ușor în față! Ok? Bine! Foarte urât afară. E bine să-l faci, dar nu l-am făcut. Ai mai, ai făcut pe seara? Nu. Nu, nu. Nu am un singur enigma din mașină. Dă-te mai încolo, vină. Urmă piatra aia. Ia-o pe unde cârpi. Să urmă 13 și 30 de minute, încă n-am ajuns la refugiu Calțun. Vremea e din ce în ce mai urâtă, bate vântul, cum auziți. Suntem echipați, acum ajungem să vedem față refugiu. Am văzut. Am ajuns la refugiu. Păi da, asta este ora 3.45 aproape. Atenția contează. Se vede. Am plecat de la Crățun. Suntem lângă Măruntul lui Zolt. Cum se vede, nici nu se vede Lestrezul și cornul Calțunului. Am ajuns la lac. Vreau să vă spun că temperatura resimțită așa e de vreo minus 5-6. Ce să fie? Este ora 14 și 20 de minute, s-a mai limpezit iar cerul. Sperăm că nu începe o nouă rafală. Ne pășim. Urcăm. Sperăm că nu mai vine anul cu ploaie. Că ne-am săturat de Lapoviță, nisoare, ploaie, vânt. Și pe, uite, pe pietrele astea. Nici nu se vede cornul Călțânului. E ora 2:30 și am ajuns în portuța Călțânului. Se vede, Negoiul este în ceață și vârful dintre strângi e gol. Ne îndreptăm spre Strunga Doamnei, vedeți pe cei de la DCR.
fața noastră. Sperăm că... Da, reușim să îi depășim. Să vedem până la strungă. Uitați și voi ce este la strungă. Este Hai să socializăm. Și în față grupul acela este de la DCL Adventure. Da. Este acum, vedeți. E frumos pe partea sudică. E și soarele. Mergem de la agonie la extaz. Am trecut de strungă după o jumătate de oră. Noi băieții ne-am băgat mâine. Am luat pe stânga, nu pe lanț, dar până la urmă tot o jumătate de oră a durat. E și soarele. Mai avem puțin, 45 de minute, cam așa de aici. Se vede vârful undeva în ceață acolo. Și un grup mare din fața noastră. Și încă unul, cele trei grupuri. Vin și restul. Oana cu două fete. Și mai sunt de la cei de la socializăm în spate. Este ora 4:16 și încă n-am ajuns pe vârf. Deci mai avem 20 de minute. Ceva de gen. Stăm lângă strunga dracului. Aici este în partea asta. Mai e partea finală, vreo 60-70 de metri de urcat. Este ora 16 și 15 minute, am ajuns pe Negoiu. Uitați și voi ce este aici, ia uitați-vă aici, trei grupuri mari. Hai să socializăm, de cere și Ploi cu Dor. Am spart ratingul azi. Nu. Am început să coborâm. Ia uitați ce în spatele nostru. Ce zici, fui? Hai că e pe la jumatea de... Ați vrea să știți cum este strânta, doamne. Zău, dacă nu sunt minus 10 grade aici. Interesantă? Hai mai repede, interesantule! Am trecut de strânga doamnei. Suntem într-o ceață totală. Plesnă. Este 5:30. Ceasul 17:30. Și în spate mai avem. Probabil pe la 7:90 și ceva ajungem. Ajungem la lac. Cam asta e atmosfera la lacul Călțun la ora 18:10. Mamă, sunt sus. Adică vin și el. Mamă, dar ce vânt. Am ajuns din nou la... Ia uite ce valuri. Cum e? Ați înghețat, a? Vă e bine? Ok. Este frig. Ia zi, puiule, e frig? Nu. A? Deloc, a? Trebuie să fie frig. Am plecat aici la lac și acum îi dăm drum. Da. Ora 18:18. Da? Cam așa arată. Seara, dar am uitat
uite, un covor de asfaltist cu negru. Și cașca. Și cașca. Și cașca. Și mai sunt doar 3 păsări. Este 6:30. Ne-am mai regrupat un pic. Noru ne-a mai lăsat. Ia ziceți vorba de final așa de... Plăie și... Că mai avem energie, facem. Mai aveți energie, mai avem o oră de mers. O luăi cu aripioare. Aha, cu soare, nu, Oana? Ne apropiem de Poiana, celor 3 zvoare. Cât e ceasul, Ana? Poți să-mi zici acum? Că nu știu cât e și vreau să zic pe film. 7 fără 2 minute. Deci este ora 19. Încă suntem în traseu. Da. Mai sunt 2 minute. În alte 2 minute ajunge. Și ne-am pus și frontalele. E 19, ora 19 și ceva. Și nu prea mai vedem. Se văd licuricii. Da, este 19 și... Că și nu știam. Aveai? Da. Deci, adică când a zis că-ți mai multe poți, acum n-am mai făcut o aprinde. Nu, nu știu ce zicea, că să plece, pupăză, n-auzi că era pupăză. Dați mai ușor în față, un pic mai ușor, puiu. Bău! Da! Acolo? Acolo! Pe sus, de ce n-ai trecut acum? Este ora 8:20. Am ajuns la pisc. Vedeți piscul negru și flăcăii noștri și asta înseamnă o tură de 10 ore aproape, fără 10 minute. Deci, 10 ore a făcut tura.